Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă arăt cum puteți să deblocați cutia de viteză automată. De exemplu, dacă, Doamne ferește, să faceți un accident sau nu aveți cheia să deblocați maneta, am să vă arăt cum puteți să deblocați ca să o treceți în modul neutru și puteți să mișcați mașina. Pentru asta, deschidem scrumiera. Tragem cu două degete de această margine, deci tragem în sus, s-a declipsat, scoatem și aici și în partea aceasta avem acea pârghie, e ca un fel de pârghie, acea galbenă. Nu pot eu să bag degetul, pentru că dacă bag degetul nu mai vedeți nimic. Deci acea pârghie galbenă efectiv tragem de ea, e o siguranță, un fel de siguranță e asta. Deci o împingem către volan. Deci o împingem către volan. Deci efectiv apăsăm, deci am să vă arăt acum. Vedeți, ea culisează. Și apăsăm pe, stai să iau un pic să vă arăt, apăsăm pe aceasta în interior. Deci în interior apăsăm cu degetul și cât ținem apăsat, apăsăm pe mâner și atunci se va debloca fără să mai băgăm cheia în contact, fără absolut nimic. Deci apăsăm pe acel buton, după care ținem apăsat și apăsăm pe butonul de la manetă și tragem. Eu nu pot să vă arăt acum pentru că nu are cine să-mi filmeze, dar am să pun pe pauză și am să vă arăt, să vă explic cum am făcut. Deci schimbătorul se blochează în această siguranță. Dacă apăsăm pe ea, uite ce ușor se deblochează, vedeți? Și noi apăsăm cu acel buton galben care v-am arătat pe această siguranță și concomitent apăsăm și pe schimbătorul de la levier. Acum am să vă arăt, când vine cutia în față, cum se blochează. Ia uite, vedeți? Acea siguranță. Acum o să dau de schimbători în față și să vedeți că intră în acel locaș. Vedeți locașul ăsta de aici? Aici are locașul opritorul. Și voi, ca să deblocați cutia, apăsați pe butonul ăsta galben și pe butonul de la schimbător și trageți către în spate, către neutru. Cam așa se deblochează cutia, nu este greu, să n-aveți probleme cu așa ceva. După care puneți acest plastic înapoi cu manșonul și efectiv apăsați pe ea. Și asta a fost tot. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut o mică idee cam cum se deblochează o cutie DSG la un Passat. Ne auzim la următorul video.